razy w 2 sekundy. Bun, păi eu zic să începem. Bună seara, bine ați venit la întâlnirea noastră lunară. Astăzi avem un webinar cu un caracter mai special față de cele cu care v-am obișnuit în ultima vreme. Am răspuns unei mai multor dorințe, solicitări din partea unor colegi de-ai noștri, unor membri ai asociației, și am venit în întâmpinarea acestor dorințe cu un eveniment dedicat certificărilor PMI. Nu doar PMP, veți vedea, sunt mai multe. Bineînțeles că ne adresăm în primul rând celor care știu ceva așa despre certificări, conchetează, dețin una dintre ele, sunt interesați de mai multe sau încă nu dețin nicio certificare și ar fi interesat să. Deci este un webinar de awareness, într-un sens mai larg, legat de certificări. Am să vă spun doar câteva lucruri, după care am să invit și pe ceilalți colegi din bordul PMI România să spună câteva detalii despre fiecare certificare în parte. Înainte însă de a începe, dați-mi voie, vă rog, să vă spun câteva cuvinte și despre colegii noștri din board. Noi suntem într-o permanentă schimbare a formulei în boardul PMI România, pentru că au loc alegeri cel puțin în fiecare an și se schimbă cel puțin 2 poziții. Am să încep cu Cosmin Marin, care este vicepreședinte pentru membership și recrutare. Voi continua cu Răzvan Ichin, care este și aici cu noi. Este director pentru membership și recrutare, Ana Maria Bâldea este vicepreședintele nostru pentru finanțe, pentru zona financiară și trezorerie. O mai avem pe Ionica Diaconu, vicepreședinte pe zona de comunicare. Ana Maria Bordeianu este secretarul nostru general, secretar general în cadrul boardului nostru. Cristina Dumitrescu este vicepreședinte pentru certificare și training, instruire. Iulia Silvia Colibaba, de asemenea alături de noi în seara aceasta, ca și Cristina de altfel, este, deci Cristina Dumitrescu este vicepreședinte pentru certificare, Silvia Colibaba este director pentru educație și certificare, Ana Păuncev este director pentru comunicare și cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, eu sunt Cristi Borozan, pe rolul de președinte. Cu această scurtă introducere, am să revin la tema noastră de astăzi și am să atrag atenția că certificările PMI, vedeți și pe slide, sunt împărțite pe zone, pe nivele de senioritate, să spunem. Da? Avem așa un entry level, un associate level, professional, master și executive. Vedeți că sunt certificări având o grafică diferită, cele de deasupra versus cele de dedesubt. Cele de dedesubt sunt mai nou apărute în portofoliu PMI. Și acel DA pe care îl vedeți în centrul badge-ului vine de la Discipline Agile.
Am să o rog pe Silvia sau Cristina, care dorește, să ne spună câteva cuvinte despre primul nivel. Să începem cu primul nivel de certificare. Și că nu contează unde lucrezi, că ești IT-ist sau lucrezi în, nu știu, în alt, în farmacie, în domeniul farmaceutic, poți obține astfel de certificări, că sunt o dovadă și demonstrează competențele de project management, că sunt niște examene destul de grele, așa cum spunea și trei mai devreme, și că cumva îți validează partea asta de job. Sunt cerințe de examinare riguroase, așa cum am spus, că sunt cerințe de menținere a certificărilor și că trebuie să demonstrezi și să implici în partea asta de project management, că atunci când se fac manuale, cursuri, nu știu, tipuri de certificări în partea de PMI, contribuie întreaga comunitate din toată lumea, din toate industriile și că toate aceste manuale, așa cum este și PM Book 7, sunt la aceste manuale se contribuie voluntar profesioniști din project management din toată lumea. Poate asta ar fi trebuit să le spunem de la început, ca să știe și cei prezenți la ce au. Corect. Într-adevăr, certificările PMI se bucură de o largă recunoaștere internațională. De altfel, PMI este o asociație profesională care are deja o vechime respectabilă. Acum 2 ani, chiar la ultima noastră conferință în spațiul fizic, am și sărbătorit 50 de ani de la crearea PMI. Da, sunt certificări cunoscute peste tot în lume și sunt aplicabile, cunoștințele dobândite prin intermediul acestor certificări sunt aplicabile teoretic oricărei industriei. Chiar dacă mult timp domeniul construcțiilor și cel al IT-ului au fost așa domenii cumva vedete sau privilegiate, încet, încet, cunoștințele de project management, inclusiv din spectrul Agile, sunt folosite și dorite de angajatori și de organizații din aproape orice industrie. Bun, o să vedeți și în slide-ul următoare și câteva statistici legate de numărul de certificări aflate prezent în circulație. Și înainte să-ți dai orice certificare, știți cu toții că aderăm la un cod de etică al profesiei. Da, bun. Deci, Silvia, dacă vrei, ai legătura. Eu voi începe cu niște întrebări. Vă voi ruga să completați în survey pentru a ști în cazul în care dețineți o anumită certificare de la noi, de la PMI, și dacă vreți să obțineți o altă certificare și care este aceasta, iar bineînțeles, iar mai întrebăm în cazul în care doriți să ne spuneți dacă vă mai interesează ceva anume legat de certificări, în așa fel încât să încercăm să vă ajutăm să venim în întâmpinarea oricăror întrebări. Așa cum am venit și cu prezentarea aceasta, având în vedere că nu sunt atât de cunoscute toate certificările PMI. Bună, eu am o întrebare. Văd că prima întrebare e: sunteți membru PMI sau PMI România? Exact. Asta se referă la cei care sunt înscriși la ei pe site, corect? Sau Da. Poți să fii care au membru un cont de PMI membru? Global. Da. O secundă, aș vrea să fac o mică precizare. Există site-ul PMI.org, să spunem, Da. site-ul central al organizației PMI Global. Există o sumedenie de site-uri ale chapter-lor sau subsidiarilor PMI împrăștiate în toată lumea, inclusiv PMI România, dar deținerea unui cont de utilizator pe site-ul PMI.org sau pe orice alt site nu înseamnă că respectivul face parte din organizația PMI. Deci, deținerea unui cont de utilizator nu este tot una cu membership-ul în asociație. Da? Sunt lucruri distincte. De Deci altfel o să revenim.
Deci dacă ai doar un cont la ei, da, nu se cheamă că ești membru PMI. Plătești acea contribuție. Ah, asta e altceva. Poți să ai un cont, poți să ai un cont de utilizator pe PMI.org fără a fi membru al Ok, eu vorbesc de acea taxă, plătesc taxă. Da, da, da. Atunci okay. Da, deci există atunci da. Uh-huh. Am clarificat, mersi, scuze. Și încă o precizare tot aici, dacă cineva este membru PMI, nu este în mod obligatoriu și membru al unui chapter local. Deci este opțional. Chiar și atunci când cineva aderă la PMI, poate opțional să adere și la unul sau mai multe chaptere locale. În speță PMI România, de exemplu. Bineînțeles că noi încurajăm aderarea și la PMI România dacă persoana respectivă trăiește sau activează în România pentru a împărtăși din valorile profesionale ale comunității manageri de proiect din România și pentru a beneficia de ceea ce oferă asociația PMI România. Și în ideea de a identifica niște personalități care, prin diversitatea lor, pot să contribuie la dezvoltarea chapter-ului. Cu unii dintre dumneavoastră am mai comunicat eu și la telefon și pe mail în ultimele zile legat de implicarea în diverse proiecte de voluntariat pe care le avem. Și ăsta ar fi un motiv. Iulia. Raluca, dacă mi-amintesc bine, scuză-mă, Iulia, cred că o să-ți deturnăm întreaga prezentare, dar se pare că fiind mai puțin, cred că e mai interesant să avem așa discuții interactive. Raluca, cred că a și fost în prezentarea pe care am avut-o anterior cu certificările pe change management, dacă mi-amintesc corect, nu? Cu... Da. De săptămâna trecută, nu? A, da, eu am fost atunci. Așa, și că, da, dacă mi-amintesc chiar și corect, știu că ți-ai dorit să-ți dai certificarea de Agile. Da. Pentru că te-ai dus, te-ai documentat și ai zis că aia ți s-ar potrivi cel mai tare. Da, mă rog, adică știam, am făcut PMP-ul anul trecut, l-am dat, adică din punctul meu de vedere este un examen groaznic, nu... Așa cum a spus și Traian. Examen psihologic ăla, adică. Așa. Și ai zis că dacă tot știam creierul antrenat, de ce să nu dau și eu Agile? Nu era în plan. Dar am zis, băi, am creierul antrenat, mi-am făcut deja un efort anul trecut de a avea rezistență la stres, haide să... Hai să vezi că sunt două. Pe Agile sunt mai multe tipuri de certificări și o să-ți arătăm unde să cauți ca să vezi care dintre cele de acolo să-ți fie cea mai potrivită? M-am înscris deja. Ah, ok, bine. La PMI ACP. Ok. Am și materialele, trebuie să mă apuc de învățat asta tot. Succes! Mersi, mersi. Ok, întorcându-ne la certificări, haideți să le luăm așa rând pe rând și să intrăm puțin în detaliu. Da, nu o să detaliez foarte mult prima parte a certificării și anume PMI Ready. PMI Ready este o certificare nou introdusă. După ce au făcut studii extinse de piață, PMI a descoperit că pe viitor va fi nevoie foarte mare de project manager, iar așteptarea de a avea project manager deja la nivel de professional nu va mai face față, vom avea nevoie de mult mai mult și atunci ar trebui adresată această nevoie a pieței de muncă din nivelul studenției, iar această certificare se referă pentru studenți elevi. Ei vor putea, într-adevăr, nu există foarte, foarte multe date, este în colaborare cu altă companie, iar tot examenul și tot procesul va trebui făcut în principiu împreună cu o clasă, cu o școală, nu neapărat singur. Dar este bine de știut că de acum înainte PMI va avea și către studenți elevi o posibilitate de certificare, asta înainte de CAPM și Disciplined Agile Scrum Master.
Cerințele și tot ce se va învăța în timpul acestei noi certificări vor fi fundamente ale project managementului, bineînțeles nu atât de aprofundate pe cum vor crește. Bineînțeles, cunoștințele vor crește în funcție de dificultate. În momentul în care vom ajunge la CAPM și DSM, deja nu avem, suntem la entry level la, din punct de vedere job. Deja sunt oameni care lucrează, care nu au experiență în project management sau în lucru cu agile și își doresc o certificare, fie pe project management, fie pe agile. Tocmai de aceea pot opta pentru una din aceste două certificări în funcție de ceea ce își doresc pe viitor să facă în carieră. Apoi, cea mai cunoscută certificare pe care PMI o deține este PMP-ul. Vom vedea ulterior și din statistici că, într-adevăr, este una dintre cele mai cunoscute, dar și, una, și cea mai apreciată din punct de vedere project management la nivel internațional. Tot la nivel professional avem PMI ACP, ACP-ul și cel de business analyst. Iar pe partea de discipline de agile avem senior scrum master-ul. De ce la nivel professional? Pentru că deja aici avem nevoie de experiență. Iar experiența variază în funcție de certificare. Pentru PMP 36 de luni, 3 ani. Pentru Senior Scrum Master 2 ani, pentru PMI ACP un an în project management, dacă nu deții un PMP, și minim 8 luni în, de lucru în proiecte agile. Vrei să trec mai departe la slide-urile cu certificările de detaliu? Vreau să trec foarte rapid și prin celelalte. Ca și treaptă de creștere, PMI are două alte certificări. Pe partea de project management avem program management professional și portfolio management professional. Iar pe partea de discipline de agile avem discipline de agile coach și value stream consultant. Cea de value stream consultant a fost lansată chiar de curând. Iar există și ceva pentru executives, dar nu este ceva ce a prezentat interes, cel puțin nu pentru comunitatea noastră până acum. Ce mai este nou la PMI este că a lansat o serie de microcertificări. Dacă ești certificat PMP și totuși vrei să de ceva timp și nu ai apucat să treci prin examenul cu jumătate gel, jumătate traditional, cum este acum, există posibilitatea să iei o microcertificare de hybrid gel, agile hybrid, și atunci cumva se echivalează cu un examen de acum. Există și alte certificări, microcertificări, care sunt create pentru a întâmpina nevoia din viitor. Pentru viitor, iar se prevede că vor fi nevoie de foarte mulți oameni care vor ști să facă automatizare. Pe partea de automatizare, PMI a lansat deja două cursuri, pe partea de Citizen Developer, și vom avea iar pentru problem solving o altă microcertificare. Acum cred că putem să mergem direct la statistici. În momentul în care au fost calculate aceste statistici, nu existau pentru cele mai noi certificări, și anume cele de discipline agile, nu existau date. Cel mai probabil la sfârșitul anului vom avea suficiente date. După cum vedeți, la nivel mondial, numărul certificărilor de PMP este peste 1,5 milioane, urmat apoi de cel de CAPM și de PMI ACP. Într-adevăr, inclusiv în România, inclusiv în cadrul membrilor PMI România, vom vedea că
majoritar avem oameni care se vor certifica PMP, apoi PMI ACP. Astea sunt cele mai populare. Într-adevăr, vom avea și din celelalte câteva, dar nu foarte multe certificări. 2, 3, 8, dar majoritar PMP și PMI ACP. Pentru PMP, cred că putem să mergem mai departe să... Putea fi făcut o comparație și cu România, exact. Scuză-mă puțin. Da. Dacă ați văzut, cei mai mulți certificați sunt PMP și sunt, e cea mai cunoscută certificare, de altfel stă și la baza altor două certificări, cred că la PMI ACP și la portfolio. Adică dacă ai deja PMP-ul, poți să, ușor să te duci să iei celelalte două certificări. Și la fel în România, majoritatea, cred că peste 85%, și aici poate să mă corecteze Răzvan, că ele încerci cu cifrele și cu membership-ul, sunt PMP. Sunt foarte, mai sunt vreo, nu știu, 10, 5, 9, 9, 10% sunt ACP, dețin certificările de Agile, și în rest alte certificări. Acum de curând au început să fie și pe disciplină Agile câteva certificări, dar vă spun că avem un singur CAPM înregistrat, restul v-am spus PMP, câțiva ACP, un singur analist de business, PBA sau cum îi spune, și avem două microcertificări pe Agile Hybrid sau ce ai spus tu acolo cu diferența între fostul PMP și actualul PMP. Și de asemenea mai avem un certificat înregistrat în România de portofoliu și program. Uite, Răzvan, ne mai poate da indicații. El e unul dintre cei trei certificați de risk management în România. Și nu avem pe nimeni pe schedule, am văzut. Deci pe partea asta de profession, pe target, te duci în profesie și vrei să fii doar pe risc. Mulți lucrează, nu știu, în banking, să zic, pe risc și doresc certificarea asta de risc. Asta este targetată, să zic. Nu este, nu poate folosi toată lumea. E mai, pentru o anumită linie din profesie. În general, organizațiile o aversiune față de risc. Probabil din cauza asta. Dar încet, încet, cel puțin de când m-am arătat eu interesat de certificarea asta, am văzut că s-au maturizat companiile și au început să mai adreseze și acest subiect numit risc. Inclusiv mi-a zis cineva, cum adică risc pozitiv? E o oportunitate. Asta e o interpretare frumoasă sau distractivă pentru oportunitate. Risc pozitiv. Iulia, ai legătură? Da. Bănuiesc că majoritatea dintre voi deja cunoașteți cerințele certificării de PMI-PMP, dar voi trece foarte, foarte scurt prin ele. Este nevoie de o diplomă de licență, 36 de luni de experiență în conducerea proiectelor, 35 de ore de training, educație, iar cei care dețin deja certificarea CAPM nu mai au nevoie de aceste 35 de ore de training. Sau în cazul în care nu dețineți o diplomă de licență, puteți opta pentru diploma de bacalaureat, dar este nevoie de 60 de luni de conducerea proiectului, pentru conducerea de proiect ca și experiență, aceleași 35 de ore de educație sau certificarea CAPM. Din punct de vedere examen, vor fi, acum i-am notat pentru examenul de acum, 180 de întrebări, înainte erau 200, 230 de minute pentru a se termina examenul. Într-adevăr, aici este o probă de foc, trebuie să recunosc că și pentru mine a fost. Este un timp destul de lung pentru un examen.
Partea bună este că s-au adăugat pauze față de cum era acum 2 ani când am dat eu certificarea. Iar întrebările au devenit mai diversificate. Nu vor mai fi doar multiple choice, vom avea și multiple responses, matching hotspot și limited fill in the blank. Și cred că simplifică puțin. Da, aș vrea să adaug ceva, Iulia, pentru că am văzut o întrebare în chat de la Camelia legat de un curs de fundamente în project management făcut în cadrul cursurilor de master. Totuși, există un caracter specific al educației de project management în vederea susținerii examenului de PMP. Deci există cursuri de pregătire disponibile pe piață din România. Cursul de pregătire special pentru examen, deci nu educație de project management, așa concepte în general, ci educație provenită sau pe baza materialelor de la PMI, adică exact curricula necesară pentru examen. Și aceste cursuri sunt pline de PMI-isme, cum li se spune, adică termeni și abordări specifice PMI, spre deosebire de alte cursuri de project management furnizate de alte asociații sau de alte organisme care folosesc alte standarde și alți termeni, alte procese. Deci nu orice educație de project management este utilă pentru a te pregăti pentru examenul de PMP. Da? Exact. La sfârșit vom vorbi puțin și de Authorized Training Partners pentru a putea înțelege exact și de ce a luat PMI decizia să lucrăm doar cu Authorized Training Partners și ce anume înseamnă asta pentru cursanți. Dar asta o lăsăm pentru sfârșit. Ca și taxă de examen, este evident mult mai avantajos să fii membru PMI, pentru că este $405, pentru cei care nu sunt membri, $555. Deci este mult mai avantajos să fii membru PMI, plus că există multe alte beneficii ulterior. Validitatea certificării este de 3 ani. Pentru acești 3 ani este nevoie ca cine și-a luat această certificare să dovedească prin 60 de PDUs că este în continuă formare. Tocmai de aceea este această cerință, iar aceste PDUs pot fi obținute urmărind webinarii. În cazul în care sunteți înscriși în PMI România, veți observa că noi avem foarte multe evenimente în urma cărora puteți să claimuiți o parte din aceste PDU-uri. Eu cred că dacă numai fiind membru PMI România reușiți să atingeți toate cele 60 în cei 3 ani de PDU-uri, există într-adevăr și alte posibilități. Da, puteți să raportați și un număr de ore, 8 pentru PMP și 4 pentru Risk Management Professional, pentru că lucrați ca și manager de proiect. Și de asemenea există și ocazia să participați la proiectele de voluntariat, unde la fel contribuția voastră se contorizează la fel. O oră de voluntariat e echivalentă cu un PDU. Exact. Suntem giving back. Da. Exact. Pentru Camelia, dacă înțeleg că, sau asta a scris în chat, cursul a fost susținut de un membru PMI, profesor asociat în cadrul AS și bazat pe PMI. Eu mă uit acum și o să vă arăt după aia, dacă se poate, să vă arăt cum să căutați informația, că până la urmă informația de aici există cumva pe site-ul și exact. Noi am structurat-o într-un singur loc. Dar știți, atunci când intrați singuri pe site-ul și intrați, găsiți și mai multe detalii. Observ aici că se fac într-adevăr, așa cum a spus și Iulia, prin niște
trainer acreditați CertiPort. Dacă respectivul profesor probabil că este în această, în această zonă și probabil că deja are, nu știu, trebuie să te interesezi să vezi dacă, dacă într-adevăr poți să-ți echivalezi cu acest ready. Adică să vorbești cu profesorul și te uiți puțin și pe site să vezi informațiile. Noi nu ne-am confruntat cu astfel de situație până în momentul de față, că e destul de nouă. Certificarea și în, în universități sau școli nu am pornit să ținem cursuri. Va trebui să o facem tot prin voluntari. Ok. Da, da. Aici singurul lucru de adăugat este iarăși taxa de renewal în momentul în care peste 3 ani după ce ați obținut certificarea trebuie să se reînnoiască. Pe lângă cele 60 de PDU-uri va fi nevoie și de o taxă plătită către PMI, $60 pentru membrii PMI și pentru cei care nu sunt membrii PMI, $150. Iarăși, a fi membru înseamnă o economie destul de bună. Într-adevăr, trebuie calculat și la... Putem să calculăm și cât este taxa anuală, dar având în vedere oportunitățile de învățare și absolut tot ceea ce oferă capacitate. Mă scuzați. Nici nu știu cum să spun corect. Ok, mergem la următoarea? Membru, da, 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 mergem la următoarea. Dacă sunt ceva întrebări specifice pentru această certificare PMP, e ocazie să lămurim acum, dacă mai sunt întrebări, înainte de a trece la următoarea. Traian, de exemplu, poate să ne spună care e procesul actual, dacă este cineva interesat. Că tocmai ce l-a dat în aprilie. Procesul legat de înregistrare sau... De ați obține certificarea, că sunt niște pași, nu? Te pregătești sigur. Pentru ce? Păi, eu am, sper că fac publicitate, sau nu știu, am făcut cursul... Nu spune cu cine. La un trainer certificat, o firmă, o companie certificată. Și trebuie să obții cele 36 de ore, parcă, da, 35 de studiu, plus, bine, la mine a durat datorită și proiectul în care lucrez, a durat ceva mai mult o pregătire individuală, dar am avut parte de un program individual de training after school, să zic așa. Apoi a trebuit să facem aplicația în care să dovedești, sincer, mai țin minte, erau câteva ore pentru să dovedești că ai lucrat pe proiecte și că erau defalcate pe diverse procese sau arii. Arii care lucrai. Deci trebuie să fie, faci aplicația, apoi o sumite aplicația, o pune pe site PMI, îți făceai bine cont acolo. Eu am decis, pentru că aveai discountul acesta, să-mi fac și discountul de membru, pentru că la examen aveai reducerea aceasta, după care am trimis aplicația, mi se pare că a durat vreo săptămână sau săptămână. Între 5 și 10 zile, cred că durează. Cam ca să te... Vreo câteva, oricum a fost o săptămână, parcă. Sau vreo 3 zile. Da, păi sunt zile lucrătoare. Da, da, da. În care aplicația a fost citită, a fost făcut un review și apoi a fost acceptată și de la momentul în care s-a acceptat aplicația, mi se pare că e un an de zile, timp în care să-ți dai examen. Da. Eu am, după aceea a fost o problemă fiind partea cu COVID, a trebuit, poți să dai anul trecut, poți să dai acasă sau să optezi pentru un centru de examinare. Eu am optat să merg la un centru de examinare și am găsit loc, cred că a fost în 27, mi se pare. Unde?
A fost în aprilie pe 27, deci am dat la Pearson View. Și știu că mai aveau loc, era, adică nu găseai cam oricând, cam vreo două săptămâni se pare, sau da, în două săptămâni, în momentul în care mi-a fost acceptată aplicația. La un centru, da? Un centru Pearson View sau Prometric? Cred că e Pearson View acum. Da, da, da. La Floreasca, la așa. De București. Bine, dar acum e mai ușor să dai acasă, dacă ai condițiile să dai, trebuie să faci niște fotografii, să ai microfon, cameră, să trimiți fotografiile înainte, am înțeles că activezi camera și te supervizeze cineva. Da, este examen supravegheat. Da, da. Poți să dai și acasă, mai ușor fiind condițiile actuale. Legat de examen, m-am prezentat acolo, la ora 15 minute, a fost un control strict, cu buletin, cu n-ai voie să intri cu nimic, nici cu dezinfectant, doar cu mască, s-a acceptat. Și apoi ai cele două pauze de 10 minute și cele 230 de minute. Și da, cum s-a menționat, examenul acum s-a schimbat de anul acesta, din ianuarie. Nu mai ai o singură opțiune, parcă înainte era o singură opțiune selectată, acum ai drag and drop, ai răspunsuri multiple, lucru care complică puțin examenul, pentru că în anumite situații ai de ales o succesiune logică și dacă nu ai antrenamentul format, s-ar putea să-ți producă niște probleme. Altă schimbare majoră a fost faptul că conceptul de întrebare se axează foarte mult pe partea de echipă, de partea de agile. Deci, anumite mecanisme pe care, să zic, le înveți din PM Book să modifică, trebuie să adaptate pe părți de agile. Și da, examenul e foarte dificil, deci stai sub presiune timp de 230 de minute. În cazul meu, cred că în ultimele 10-15 minute mai aveam vreo 20 de întrebări. Pentru că întrebările fiind foarte lungi, am petrecut mult timp citindu-le primele întrebări, lucru pe care nu vi le recomand să faceți. E bine să vă focusați, ai cam un minut jumate, deci dacă ai trecut de un minut jumate, dar bine, așa e percepția. Cred că fiecare la un examen. E mai puțin de un minut jumate. Da, cam pe întrebare în medie. Și da, deci este un examen foarte stresant, adică foarte mult stres. Plus că, da, contează să te pregătești foarte bine înainte. Deci dacă nu ești bun cu tine să știi că... Haideți să spunem și celorlalți în care ne aud sau ne vor auzi. Pregătirea constă în mare parte, în mare măsură, în rezolvarea de teste. Sigur că înainte de a rezolva teste, trebuie citită documentația și cartea Paintbook, versiunea 6 încă valabilă, curentă, 7 în curând, și alte materiale. Dar cred că cel mai mult timp consumă rezolvarea exercițiilor, testelor și apoi așa numitul debriefing, adică analizarea rezultatelor obținute, a rezultatelor corecte și înțelegerea cauzelor pentru care a fost furnizat un răspuns greșit, pentru a înțelege, pentru a putea progresa și fixa fie lacunele de cunoaștere, fie înțelegerea greșită care a condus la răspunsuri greșite.
Deci această buclă, da, de interacțiune rezolvată este și chiar accesată din nou documentația punctual pentru a înțelege ce anume a fost greșit. Seamănă destul de mult cu pregătirea pentru examenul autoparte ale teoretică, tot sincer, așa cu multe trebuie să vă contrazic. Contraziceți-mă. Examenul auto a fost mult mai ușor față de... Da, eu n-am zis că sunt la fel de dificile, am spus ideea de bază e că acum, nu știu, am văzut că este o literatură vastă de și teste pe internet, am văzut multe site-uri care oferă aceste tipuri de teste. Unele pot să vi le recomand, altele nu, adică unele am văzut că plătești o grăsă de bani pentru nimic, dar ideea de bază e că cel mai bine să înțelegi mecanismul din spatele întrebării. Nu învățați ca la școala de șofer pe de rost întrebările, că nu o să vă pice niciuna la fel ca ori puteți să le faceți toate site-urile care le puteți, nu o să vă pice identic în niciun fel. Ideea e să înțelegeți mecanismul. Odată ce formați mecanismul și înțelegerea conceptelor, atunci o să zic că reușiți să răspundeți corect la întrebări. Dar nu învățați mult, amu, că nu vă ajută. Eu aș vrea o completare, dacă se poate, la ceea ce a zis Traian. Și eu am dat examenul de PMP în noiembrie anul trecut și eu pot să spun că nu neapărat că am pierdut, dar primele 10-15 minute am citit întrebările fără a fi capabilă să înțeleg ce scrie acolo. Deci este o presiune atât de mare din punct de vedere psihologic, din punctul meu de vedere, plus faptul că chiar dacă tu faci sute de întrebări acasă în testele pe simulatorul de examen, cele de la examen pur și simplu sunt formulate altfel. Și sincer să fiu, am avut sentimentul că sunt formulate majoritatea de non-native English speakers. Adică aveau niște exprimări total, nu știu, altfel. Iar când, mă rog, eu am dat examenul cu single answer choice, dar aveai de multe ori sentimentul că sunt două răspunsuri valabile. Deci asta era, tăiai două dintre variante care clar nu aveau de-a face cu cerea acolo și rămâneau două și practic trebuia să ai o celeritate de-asta maximă, să zici, da, ăsta e. Ca să nu mai zic de multiunea de întrebări care erai, da, parcă ar fi asta, dar haide să o bifezi pentru review. Și după aia brusc te trezeai cu o listă mare de întrebări la review și te gândeai dacă mai ai timp să le mai faci review la toate și așa mai departe. Deci, nu știu, pentru mine a fost groaznic, să fiu sinceră. Ok, mulțumim, Raluca. Iulia, hai să trecem puțin mai departe, că nu mai avem mult timp și aș vrea să ajungem până la final și limita rezervei de timp rămase mai discutăm. Deci ăsta ar fi următorul slide. Pe partea de agile avem așezate în funcție de cumva pot fi delimitate nivel de dificultate, avem DSM-ul, unde nu este nevoie de experiență. Apoi avem PMI, ACP-ul și DSSM-ul, care sunt aproape la același nivel, având în vedere că este nevoie de experiență pentru ambele. Într-adevăr, la DSSM, la Senior Scrum Master, vor fi doar 2 zile de curs, pe când la PMI ACP vor fi 3 zile de curs, dar din punctul meu de vedere se completează și o să povestesc mai puțin mai încolo de ce cred eu chestia asta. Iar apoi avem cele pentru, zic eu, deja avansați, chiar dacă vedem aici doar la disciplină de Agile Stream Consultant, doar 3 ani de Agile Experience, ca și la disciplină de Agile Coach,
Din punctul meu de vedere, sunt destul de avansate pentru partea de agile. Într-adevăr, nu necesită cele 5 zile de training ca la PMP, iar examenul, într-adevăr, examenele sunt similare cu celelalte din domeniul agile care sunt pe piață. Acum, vom merge la următorul slide. Cea mai apreciată și utilizată certificare din domeniul agile de la PMI este PMI ACP. Iar ca și requirements, avem nevoie de 21 de ore de curs, 12 luni de experiență pe project management în general în ultimii 5 ani, dar dacă există o certificare PMP, nu mai este necesar să dovedim cele 12 luni de experiență în project management. Iar obligatoriu trebuie să avem cel 8 luni de experiență pe un proiect agil, unul sau mai multe proiecte agile, din ultimii 3 ani. Examenul este similar cu PMP, însă sunt doar 120 de întrebări. Toate sunt doar multiple choice. Aici a rămas cum era înainte PMP-ul, cu un singur tip de întrebări. Și este doar 3 ore, nu 4. Același tip de validitate, 3 ani. Este nevoie însă doar de 30 de PD-uri, nu de 60. Iar taxa este și aici mai mică și mai avantajoasă pentru membrii PMI. Iar la următorul slide am făcut o mini comparație între cele trei certificări Agile, cea unde nu avem disciplină de Agile Scrum Master, PMI ACP și Discipline Agile Senior Scrum Master. Acum eu o să vă spun din experiența proprie. După ce am luat PMP-ul, eu am vrut să continui pe partea de PMI, să mă certific PMI ACP. Doar că am mers la... Era deja pe vremea când se făceau întâlnirile face-to-face și l-am avut pe Valentin Mocanu, care ne-a prezentat Discipline Agile. M-am îndrăgostit de toolkit-ul Discipline Agile și am zis că eu vreau să fiu certificată Discipline Agile. Tocmai de aceea am acum ambele certificări, și Scrum Master și Senior Scrum Master. Am început să citesc, să văd dacă am sau nu nevoie și de PMI ACP, și sunt într-adevăr certificări care se completează. Pe când în PMI ACP vom învăța despre toate metodologiile agile, toate framework-urile care sunt folosite, în partea de Senior Scrum Master și Scrum Master Discipline Agile avem un toolkit care ne ajută să le implementăm mult mai ușor. Și atunci, pentru mine cel puțin, merg mână în mână. Acum depinde de fiecare dacă vreți să aveți o singură certificare sau mai multe. Din punctul meu de vedere, o certificare Discipline Agile completează PMI ACP-ul. Pentru Senior Scrum Master normal nu este nevoie de experiență, este nevoie de 2 zile de training, numărul de întrebări este doar 50, în 90 de minute. Examenul se va da în 30 de zile de la terminarea cursului, iar taxa de examen este inclusă atât la Discipline Agile Scrum Master cât și Senior Scrum Master în taxa pentru curs. Prima dată când se dă examenul este inclus, doar dacă se pică examenul se va plăti o taxă de $150 și se poate da de 2 ori în decurs de 30 de zile. Încă 2 ori, de 3 ori în total. Iar prima dată nu se plătește. Validitatea certificării este în schimb de un an.
Iar apoi va trebui să dovediți să aveți 7 PD-uri și $50 taxa pentru reînnoire. Spre deosebire de PMI-ACP, unde deja validitatea este de 3 ani. Atenție, cele 7 PD-uri obținute trebuie să refere cunoștințe, experiență din zona Agile. Exact, Agile. Exact. La Senior Scrum Master vor fi jumătate-jumătate, leadership plus agile tehnic. Bine, să verific. Să vă spun și din experiență, dacă aveți mai mult de o certificare, începe să devină sustenabilă investiția în membership-ul anual și chiar în membership-ul într-un chapter local. Pentru că taxele de reînnoire sunt mai mici, webinariile sunt gratuite, participarea la evenimente, la fel, nu mai zic nimic de voluntariat, ca să nu credeți că ești prea tare. Te rog, Iulia. De la ce trebuie să știți, iară, este că între PMI-ACP și Discipline Agile Certification este totuși o deosebire. Pentru Discipline Agile, cursurile pot fi făcute doar cu Authorized Training Partners, pe când la PMI-ACP avem o libertate mai mare de alegere. Cred că putem arăta și da, cu ATP. Exact. E ultimul sau? E ultimul, da. Pentru că celelalte sunt microcertificări sau learning. Ok, ne întoarcem. Da. Authorized Training Partners sunt noi colaboratori din cadrul PMI. Am descoperit, căutând foarte mult să înțeleg de ce s-a schimbat. Înainte se numeau Registered Educational Professional și am încercat să înțeleg de ce s-a schimbat în cadrul PMI în ATP. Am descoperit că s-au făcut foarte multe statistici și s-a descoperit că foarte mulți dintre cei care picau examenul de PMP făceau aceste cursuri cu oameni care nu au deținut, lucrau sub acești Register de Educational Professional, dar nu erau persoane care dețineau vreo certificare PMI și de aceea, neavând experiență, neavând studii pentru a putea oferi acest training, foarte mulți oameni picau examenul. Atunci au hotărât să investească și să limiteze numărul de reprezentativi care vor oferi traininguri autorizate și atunci avem pentru PMP și pentru Discipline Agile o listă destul de scurtă în România. Mai exact, pentru PMP avem doar 2 Authorized Training Partners, Trilex și PM Access, iar pentru Discipline Agile îl avem pe Valentin Mocanu, care este afiliat Xebir. Pentru cei care sunt Authorized Training Partners, PMI oferă suport de curs, din ce m-am documentat, spre deosebire de trecut. Oferă de asemenea și 200 de întrebări de probă, practice test. Ceea ce înainte nu exista. PMI nu a oferit niciodată înainte acces la tipurile de întrebări care puteau fi date în cadrul examenului PMP. Dar... acum, că pot să divulg, eu l-am făcut la PM Access, cursul cu Narcis. Mi-am dat seama. Ok. Da, nu știam dacă... Na. Da, știu că, cum ați menționat și dumneavoastră, s-au trecut la Authorized Training Partners și cred că sunt foarte puțini la noi. Adică
că în afară de PM Access eu nu mai cunoșteam atât. Sunt mai mulți, se numeau, cum a spus și Iulia, REP, Registered Education Provider. Erau tot așa, creați de PMI, erau mai multe și sunt mai multe, numai că acum, anul ăsta a început cu 2021, PMI a retras suportul pentru REP și a promovat noul program Authorized Training Partners. Și nu toți au reușit să facă trecerea de la vechiul format la noul format, fiind implicate și niște taxe destul de importante. Și în afară de aspectul financiar, la rândul lor, trainerii respectivi trebuie să obțină și ei niște certificări. Eu știu pe cineva la o companie care oferă servicii de instruire și a fost REP înainte și acum a decis să nu mai continue să devină Authorized Training Partner. Și prin prisma certificărilor care trebuiau reînnoite, se dă dată pentru instructori și trebuiau date și niște certificări sau să făcea o evaluare și pe organizație. Deci sunt mai multe lucruri. Și la ei trebuie să fie o evoluție și o învățare continuă. Chiar e recomandată chestia asta. Așa cum și la noi este, că până la urmă acele PD-uri pe care le ții exact în 3 ani de zile, câte 30, câte 20 pe an, chiar asta dovedește, nu? Că ești în câmpul muncii, că altfel nu poți fi doctor fără să lucrezi ca... De asta, chiar e recomandat să învețe continuu cei care... Cred... Dar voi ați updatat chestia asta recent, adică m-am uitat de curând și erau mult mai multe. Ce anume? Erau mai mulți la partea de da, partenerii voștri. Da, da, da. Păi tocmai ce a spus și Cristi. Da, exact. Că din 2021, okay, acești puțini ATP-i pe care avem noi au devenit ATP în februarie, martie, aprilie. Deci în perioada asta. E recentă, da, și nu toți au fost dispuși să investească semnificativ în noul format, pentru că presupune niște costuri, în afară de celelalte criterii menționate de Răzvan. Da, da. Iar în cele două badge-uri care sunt incluse aici, scrie și anul când s-au certificat, la Trilex în 2020 și la PM Access în 2021. Da. Iar cei da, sunt în curs de sau sigur nu o să fie? Unii sunt în curs de, unii deja au renunțat la ideea de a deveni Authorized Training Partners. Cei care au făcut training cu companii care nu mai sunt acum pe această listă și sunt în perioada în care pot să-și dea certificările, bănuiesc că nu este nicio problemă. Nu, nu este nicio problemă din... discuțiile pe care le-am avut cu ceilalți membri din Uniunea Europeană pe partea de certificări, singurul lucru nou introdus este că extrem de rar va fi posibilitatea să existe un audit. Dar având în vedere că este o companie care a făcut foarte multe, dacă este o companie care a făcut foarte multe traininguri, nu cred să fie vreo problemă. Într-adevăr, ar fi o problemă dacă este o companie care a ținut foarte puține traininguri, nu are trainer care să aibă certificare, de exemplu, PMP. Și să, nu știu, într-adevăr, acum când am aflat că erau foarte mulți traineri fără să aibă certificarea PMP, care țineau training pentru oamenii care urmau să se certifice PMP, da, mi se pare perfect normal să fie această o minimă cerință. Ok, ne spui, Iulia, câteva cuvinte despre acest domeniu interesant, da? Citizen Developer? Da. Se preconizează că pe viitor automatizarea va lua un avânt foarte mare și va fi nevoie ca inclusiv cei care lucrăm în domeniul project managementului să avem cunoștințe de low-code, no-code applications, platform. Tocmai de aceea PMI au hotărât să vină în întâmpinarea acestor nevoi de viitor și a lansat două cursuri pentru Citizen Developer. Într-adevăr, totul este încă nou,
nu avem extrem de multe date ca cum avem pentru certificările deja cunoscute, însă știm că vor fi oferite două cursuri în momentul de față. Cred că putem să mergem și la slide-ul următor. Unul este pentru Foundation, Citizen Developer Foundation curs și celălalt este pentru Citizen Developer Practitioner. Prețurile sunt de 79 primul de dolari și 249 cel de-al doilea. Eu am lăsat pentru ambele link-uri. În cazul în care sunteți interesați să puteți să accesați informația și să vedeți dacă este ceva ce vă interesează să aveți ca și microcertificare pentru viitor. O altă microcertificare lansată de PMI tot de curând este cea de Wicked Problem Solving. Aici, în schimb, nu am reușit să găsesc extrem de multe informații. Din punct de vedere al cursului, mi se pare un curs foarte bine structurat. În cadrul acestui curs se va învăța inclusiv folosirea unui tool de project management și anume Miro. Dar și prețul este pe măsură, 649 de dolari. Iar la final va fi din nou o microcertificare eliberată de PMI. Nu sunt foarte multe date, în schimb, despre modalitatea de assessment, de examinare după aceste după Wicked Problem Solving micro certification. Eu presupun că vor apărea destul de curând, fiind certificări foarte noi. Cred că din acest motiv nu există foarte multe informații, dar cu cât vom înainta și va deveni o microcertificare cunoscută, cel mai probabil vom avea acces la foarte multe informații. Dacă vreți să vedeți toate detaliile despre certificările astea sau noutățile despre certificări, ele se găsesc în site-ul PMI.org, numai că trebuie să fiți atenți unde să le căutați. Eu aș încerca să dau un share ecran, doar ca să vă arăt unde găsiți informațiile. Să văd dacă mă și descurc. Ia. Share. Se vede ecranul meu? Sunt pe Project Management? Ok. Despre toate certificările despre care am povestit astăzi aici, se găsesc în Certification Type. Deci dacă eu m-am dus și m-am logat fără a fi cu contul meu de membru. Sunt logată pur și simplu, m-am dus pe site-ul lor. Ești vizitator. Sunt nemembru. Mă duc pe certificări și găsesc aici toate tipurile de certificări, la Certification Types, Overview, dacă vreau să le văd pe toate odată, și apoi pe fiecare în parte, în stânga ecranului, găsim toate detaliile. Uitați, de exemplu, PMP, CAPM, analiz de business, program, portofoliu, risc și așa mai departe. O să intru, uite, în risc, dacă... Sunt detalii despre certificare, despre cine ar trebui să aplice, care sunt prerechizitele, fiuri, da, pentru examen. Și cred că la fiecare, dacă e, nu știu, cei care sunteți aici, nici nu știu dacă ați mai intrat pe site sau v-ați gândit vreodată să căutați lucrul ăsta. Prima dată te duci în handbook și vezi despre ce este certificarea, cum arată cursul, care sunt pașii și... Mi-o încărcăm? Am încărcat, da? Bun. Pentru fiecare certificare găsiți acel handbook. Toate detaliile sunt aici, în acest handbook. O completare am eu aici. Nu există, cel puțin la furnizorii de servicii de instruire, că sunt REP sau ATP, nu există în momentul de față un curs dedicat pentru partea de risc.
pentru certificarea aceasta. În care am intrat acum, am intrat pe risc, da? Da, da, da. Ok. Dar există resurse disponibile online, adică am găsit un curs la niște furnizori de servicii din Statele Unite. Și vă puteți înregistra acolo și puteți studia. Examenul a conținut întrebări și din zona de risc, dar părea mai degrabă un examen de PMP puțin mai simplu. Cu accent pe partea de risk management, probabil, pe acel, da, pe da, acea arie. Și apropo de microcertificări sau noutăți, eu le-am găsit pe toate acia. Am intrat în Learning and Events și m-am dus What's New? Apropo, că a fost o întrebare, că era cineva interesat de partea de WIT Problem Solving. Aici, cumva, ei aduc toate update-urile și în partea de certificări spun ce au adus nou și uitați pe PMI Project Management Ready și ce a fost nou pe disciplină Agile Scrum Master. Acest Agile Hybrid Project Pro, despre care a și amintit Iulia. Și mai sunt certificări în construcție. De asemenea, găsiți cursuri adiționale, în legătură, bineînțeles, cu partea asta de project management. Aici cred că și eu m-am înscris odată la kick-off ăsta. Este un foarte, e un curs free, trece prin, cumva, prin documentația din, de PM, da? E low, da? Ca și cum ai duce un proiect de ăsta micuț. Dar e simpatic, adică merge pentru cei care ar dori să vadă sau să găsească niște materiale și sunt la început de carieră. Am mai văzut, întrebat cineva unde găsește despre WIT Problem Solving. Ăsta a apărut acum, mai nou. L-am găsit aici. Despre Citizen Developer Foundation, e la fel, tot la noutăți. Și ce spunea Iulia mai devreme și prezenta cele microcertificări legate mai nou, am văzut că toată lumea se axează pe partea asta de change management și transformare organizațională și au apărut și în partea de project de PMI, au adus aceste microcertificări. Organizational Transformation și Citizen Developer au legătură tot cu partea asta de transformare și digitalizare. Asta să vă spun unde le-am găsit și să vă arăt că sunt și există pe site, nu trebuie musa să căutați pe Google, ci doar să fim puțin mai atenți pe, când căutăm pe pmi.org. Acum și-au structurat și ei foarte bine informația. Înainte și pentru mine era destul de amalgam. Acum, de când cu noua partea asta de organizare s-au rebranduit și au reconstruit sau, în fine, da, imagine și conținut, așa. Și site-ul arată mult mai bine. Dacă vreți, mă pot loga și cu partea de credențiale și să vedeți un dashboard. Dacă este cineva interesat, să vadă că poate să-și găsească cum arată, de fapt, badge-ul de PMP și eu mai am una de disciplină GL. Și le vedeți acolo împreună și după acum faceți claim de PD-uri dacă există interes, dacă nu are sens. O să dau stop sharing, da? Și dacă mai sunt de adăugat lucruri sau întrebări. Eu zic să culegem câteva întrebări, dacă mai sunt, și apoi să încheiem. Dacă cineva vrea să adreseze întrebări, poate să-și deschidă și canalul audio-video. Bucuroși chiar să ne și vedem și să ne auzim. E mult mai în regulă așa. Cred că la întrebarea aceea legată de echivalarea cursurilor, am pus aici în zona de CET, zona cu CET report, unde se poate verifica dacă profesorul respectiv este înregistrat sau nu. Mai e nevoie de alte detalii? Amelia, cred că a pus întrebarea. Da, mersi. Am văzut link-ul. Momentan nu. O să mă interesez și eu să văd toate detaliile pe site. În schimb, aș vrea să mai pun eu o întrebare.
Cum se pot dovedi, propriu-zis, orele de lucru în proiecte? Păi, în secțiunea de dashboard, în partea de giving back, se pot raporta maxim 8 ore de lucru ca și manager de... Pe an. Da. Așa? Pe ciclu, cred. Pe ciclu. Vrei să dai tu, Răzvan, share la tine să se vadă? Imediat. Dar, Camelia, tu ești tu ai cont de PMI.org? Tu ai, ești înregistrată? Nu, pentru că altfel nu vei vedea acest dashboard. Noi cei care suntem deja în profesie și deținem o certificare și plătim taxele astea către PMI, avem un cont al nostru și în contul fiecăruia e un dashboard în care spune, tu ai deții certificare de PMP, mai ai 10 PD-uri până la data de ca să îți renoiești certificarea. Vezi că îți expiră, nu știu, membership-ul în octombrie. Atenție, ai de plată 30 de USD sau ce-or fi. Așa. Dacă vrei să-ți dovedești faptul că lucrezi în proiecte, atunci când aplici pentru o certificare, există un pas în care completezi o aplicație, așa cum a spus și Traian. Aplicația respectivă e un Word, un Excel ceva, da? E o aplicație în care tu spui, eu am fost implicată în proiectul cu titlu pe perioada a, 20 de ore, 30 de ore, în anul 2020 și 2021. În cadrul acestui proiect am fost implicată ca membru în echipă sau am condus echipă sau am fost pe partea de risc sau am fost pe partea de, în fine, nu-mi dau acum seama ce ai făcut în proiectul ăla și descrii. Și tu îți consideri acele ore ca și muncă în proiect. Aplicația respectivă, dacă cere să zic, erau acolo 36 de luni sau 24 de luni. Trebuie să cuantifici efortul tău astfel încât să îndeplinești alea 24 de luni sau 2 ani de experiență. Okay. Îți arată acum Răzvan. Ce vede el dacă se loghează ca membru. Raportarea PD-urilor se face foarte simplu. De aici, pe butonul ăsta, report reviews. Și există mai multe categorii în zona de educație și aici pe partea de giving back. Asta e work as a practitioner. Sau pentru participarea la cursuri, la întâlnirile în cadrul organizației, dacă sunt dedicate pentru management de proiect. Când eram eu mai tânăr, am lucrat într-o organizație unde se organizau săptămânal niște ședințe de departament și la câteva dintre ele au fost niște discuții aplicate și puteau fi raportate PD-urile în categoria întâlniri organizaționale. Aici sunt webinarii, podcasturi sau alte înregistrări, inclusiv acest. Se pot raporta PD-uri și pentru citirea unor cărți sau pentru discuții, asta, informal learning. N-am făcut niciodată. Este asta. Iar aici, la giving back, avem categoria când ești practician, lucrezi ca manager de proiect, când lucrezi la crearea unor cărți, a unor articole, prezentări, crearea unor webinarii, o prezentare care poate fi făcută în cadrul unei întâlniri din acestea, din cadrul organizației sau unei la noi din acestea lunare, exact. Așa. Partea asta de share knowledge, în care poți fi fie moderator sau mentor și e oarecum legată cu secțiunea de partea de învățare informală și, bineînțeles, să zicem, cenușereasa categoriilor, partea de voluntariat. Okay, de exemplu, aici se trece numele angajatorului, ce titlu, ce, în ce au constat responsabilitățile, dacă e cazul de
pus un link. Cine poate să... Sunt opționale. Da. Dacă am răspuns la întrebarea pe care... Da, e ok. E ok. Mersi frumos. Am înțeles. Și se completează numărul de ore. Eu când am raportat orele pentru certificarea de risk management, la certificarea de PMP n-a ținut cont de ele. Așa a vrut sistemul, nu-i nicio problemă. La Răzvan apare PMP Risk Management Professionals și PMP-ul. La, nu știu, la Iulia o să apară de SSM-ul și PMP-ul. La Cristi, PMP-ul și nu știu, fiecare ce are. De aia zic că dashboard-ul este cumva, fiecare este personalizat, perfect. Sunt evidențiate aici categoriile de educație, care e cantitatea minimă pe fiecare categorie și care e cantitatea maximă și aici la fel. Ia uite, la risk management ești deja în good standing, ți-ai făcut toate... Da, am și reînnoit, am avut toate asta. Mi-am reînnoit și member și un băiat ascultător. Ok, dacă mai sunt și alte întrebări. Postat eu în chat informații, link-ul către informația detaliată la cum se aplică pentru PMP. Ok. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Îmi pare rău, n-am reușit să mă conectez de la începutul Zoom-ului. Deci nu știu dacă eventual ați dezvoltat argumentul, eu pun întrebarea dacă vreți să-mi răspundeți bine, dacă nu. Am început să mă pregătesc ca să fac certificarea PMP. Nu reușesc să înțeleg foarte bine dacă PMBOK 7th Edition influențează într-un mod sau când va începe să influențeze examenul PMP de certificare. M-am uitat astăzi pe site, dar n-am văzut niciun fel de... Ce scria că nu, deocamdată examenul nu este schimbat. Nu știu dacă voi aveți informații suplimentare când eventual se va schimba examenul. Nu, nici noi nu avem informațiile suplimentare, nu am primit. Din ce știu eu, examenul bazat pe PMBOK 7 va fi actualizat din 2022, din ianuarie 2022. Cu alte cuvinte, ce a mai rămas din acest an, examenul se bazează pe PMBOK 6, dar acel PMBOK... Da, PMBOK 6, da. Ok. Și... Postările care au avut loc de la 1 ianuarie. Da. Din ianuarie. Da, pentru că PMBOK 7 de-abia a ieșit și nu are cum să aibă efect imediat. Sunt multe lucruri modificate. Am văzut că sunt, e destul de diferit. M-am uitat astăzi, am făcut download și... Da, este diferit, e o altă organizare a curriculei, dar cărămizile fundamentale, adică procese, acțiuni, activități, atitudini, sunt cam aceleași. Dar procesele sunt grupate altfel, în alte domenii, nu mai sunt arii, principii, nu mai sunt grupe de procese, dar procesele, cărămizile astea, ce numesc eu cărămizi, sunt, adică gândiți-vă că sunt sute, dacă nu mii de termeni în dicționarul de termeni, nu sunt redefiniți, nu înseamnă altceva. Da? N-am luat la capăt. Da. Sigur că e bine dacă, de exemplu, faceți așa o socoteală, un plan să vă certificați la anul în primăvară, de exemplu, să vă apucați să studiați direct prin PMBOK 7, adică să nu fie nevoie de un efort de resoftare. Adică înveți pe PMBOK 6, după aia înveți și PMBOK 7 și faci tot felul de eforturi de echivalări, ce a fost, ce s-a schimbat, ce e la fel. Adică să vă definiți ținta. Mai mi-ajunge timpul să învăț și să dau examenul
anul acesta pe PMBOK 6 sau direct vă faceți planul pentru anul. Luați în calcul că un ciclu de ăsta de pregătire complet, adică, ok, aveți ceva experiență, adică aveți experiență, ați lucrat ca manager de proiect în trecut, dar nu ați studiat efectiv materialul de la PMI. Și practic ar începe pregătirea de acum. Cursul nu durează mult, că sunt 5 zile, da? Cu tot, cu registrare, cu așa consumați, nu știu, jumătate de lună, o lună, că mai sunt și prin vacanță acum. Dar pregătirea durează 2-3 luni. Acum depinde și de factorul de alocare, adică cât timp reușiți să alocați dumneavoastră în medie pe zi sau pe săptămână. Pentru că dacă este un efort așa mai diluat, că nu vă permite altfel programul, aceste 2-3 luni se expandează la 3-4 sau 5-6. Sunt o mulțime de mărturii ale celor care au trecut prin această experiență și dacă le citiți, chiar vă recomand pe la BRICS, da? Vedeți că oamenii au avut diverse experiențe. Unii s-au pregătit intens, concentrat în timp, alții mai diluat. Ținând cont de disponibilitățile de timp pe care le aveți. Mulțumesc pentru sfaturi. Da, mergeți pe BRICS.com. Este platforma online a celor de la PM Access, de exemplu, pentru că acolo o să găsiți tot soiul de testimoniale, mărturii ale celor care au trecut prin experiența certificării și au lăsat acolo o urmă. Au povestit ce a însemnat pentru ei. Și din pregătire și din examen. Și găsiți multe lucruri interesante acolo. Unele o să rezonați, cu altele o să vi se pară ciudate, da? Dar vă faceți o imagine despre atmosfera de examen, despre ce înseamnă să te pregătești. Da. Ok, mulțumesc. Plăcere. Ok, dacă mai sunt alte întrebări. Deci ne apropiem de ora 8. Sau comentarii? Sau... Păi, cred că la unele dintre întrebări am răspuns pe parcursul prezentării. Da. Atunci era mai oportun să răspund. Era subiectul cald. Bun, păi atunci haideți să ne oprim aici. Vă mulțumim pentru participare. Noi o să facem o pauză în luna august cu evenimentele organizate, structurate. O să ne reîntâlnim din toamnă, din septembrie, din nou cu întâlniri lunare, una sau două. Și acum să vedem ce ne aduce toamna în materie de restricții de întâlnire în spațiu fizic. Dacă lucrurile nu se agravează, sperăm, ne dorim și noi să ne reîntâlnim într-o sală pentru socializare și în sensul clasic. Și sigur, e posibil să revenim la un format mai în extensul, așa, dacă ne reîntâlnim în sală, adică evenimentele nu vor mai fi de tip webinar, de tip o oră, da? Erau înainte două ore jumate. În fine, ne reauzim atunci din septembrie, online sau face-to-face. Până atunci, ce să vă spunem, seară plăcută, concediu plăcut celor care încă nu l-au avut și rămâneți on the safe side of the things, no? Să ne revedem cu bine, curând. Mulțumim, seară bună. Seară plăcută. La revedere. Da.